Concertele de Crăciun, spun lucrul ăsta a mie oară, sunt o sărbătoare pentru noi cei de pe scenă. Chiar o sărbătoare. Iar faptul că ne întâlnim iarăși cu publicul nostru în al 16-lea an de concert, concertele încep pe data de 15 decembrie, de pe 15 decembrie, urmând apoi să mergem și la Cluj pentru al doilea an consecutiv la Sala Polivalentă. Noi am crescut niște generații, practic, sau cel puțin o generație a crescut cu noi, copii care aveau 3-4 ani și acum au aproape 18 ani, 20 de ani și care îi văd în continuare și an de an. Eu sunt Luca. Îl avem pe celebrul Luca, care are autografe de la vârsta de 4 ani. Adică, ăsta e un sentiment senzațional, care este dincolo de spectacol. E dincolo de scenă, fast, lumini, succes. E dincolo, e pur și simplu o chestie umană care mă bucură și care te face și responsabil. Iar până la urmă, publicul de Crăciun, că aici este unicitatea acestui spectacol, a devenit o familie, o mare familie de Crăciun. Familia mea de Crăciun extinsă cu care mă întâlnesc an de an. Asta este unic pentru mine. Că altfel, sigur, sunt tot felul de schimbări. Anul acesta avem albumul nou picat din lună. De când au început concertele de Crăciun, de fiecare dată când am lansat câte un album nou, l-am introdus în concertele de Crăciun. Așa se va întâmpla și cu Picat din Lună. Vom cânta câteva din cântecele noi de pe acest album și, evident, cu surprize de rigoare, care n-am cum să ți le dezvălui, care se întâmplă an de an la concertele de Crăciun. Dar sper că și anul acesta va fi un an în care oamenii, asta e cea mai mare satisfacție a mea și a echipei cu care lucrez de atâția ani împreună, oamenii vin și ne spun: domnule, ăsta a fost cel mai tare spectacol din tot ce am văzut, zice, din toți anii. Anul care vine, nu, ăsta este cel mai tare spectacol. Deci impactul vizual și emoțional pe moment te face să crezi. Și eu am topul meu, dar n-am să vorbesc despre chestia asta. Adică am preferințele mele cu concertele de Crăciun. Anumiți ani care mi s-au părut mie, dar e o chestie subiectivă. Pentru că mi s-au părut mie, eu nu știu ce s-a transmis, dar mie, eu pe scenă m-am simțit bine sau mai bine sau mai, cum să spun, ca peștele în apă, dacă vrei, în anumite concerte. Asta e o chestie subiectivă și important e, ca să încheiem discuția, important este că suntem în al 16-lea an. Singurul lucru pe care pot să spun anul ăsta va fi foarte elegant. Tot ce se întâmplă, sămânța de unde pleci, baza, se trage din rock and roll și rock and roll-ul, v-am spus, că pentru mine înseamnă bucuria de a cânta. Rock and roll-ul, n-ai cum să cânti și să stai locului. Dacă stai locului, mai bine nu mai cânti. Cam așa e. N-ai cum. E o stare de spirit care, după mine, nu o să moară niciodată. Și atât timp cât eu pot să o transmit, nici cei care vor veni la concertele noastre n-au cum să stea așa. Nu-i imposibil. Sala Palatului a devenit un record, dacă vrei, pe care nu l-am așteptat neapărat, nu pentru asta am făcut sau fac concertele, dar sigur că aș fi ipocrit să spun că nu mă bucur că în 16 ani ai vândut peste 300.000 de bilete sau că am ajuns la 65 de concerte sold out. E extraordinar. Asta dovedește, pentru mine dovedește că ești cinstit față de ceea ce faci. Și atunci publicul recepționează lucrul ăsta, pentru că presupun că altfel n-ar fi revenit an de an la concertele de Crăciun.